Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Iată aici în sala aceasta, la Body Boom Gym, o sală pentru sport și antrenament. Astăzi am venit să exersez yoga. Și la solicitarea voastră, m-ați întrebat ce exerciții putem face pentru menținerea presului. Mai ales pentru persoanele care nu vor să gâfâiască și transpire, pentru persoanele care nu vor și nu pot să depună forță. Fiindcă își doresc acum în vară, mai ales femeile, să îmbrace o rochiță, o fustiță și o să vă arăt doar câteva exerciții, trei exerciții, care de obicei mi-e îmi place trei exerciții, în orice caz, minimum exerciții care noi putem să le facem, dar să le facem permanent, să le aplicăm în practică, să le aplicăm cu dăruire, cu conștientizare și vor avea efect. Cel mai simplu exercițiu este mersul pe fese. Mersul pe fese care ne ajută să ne menținem presul, să ne menținem ca un carcas spatele, să ne eliberăm de congestiile în zona bazinului, să ne întărim mușchii, să eliberăm și mușchii de, să detoxifiem și să eliberăm mușchii de congestii, să mărim elasticitatea și plasticitatea ligamentelor. Și dați să începem. Mergem pe fese. Și nu mă dați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu, ca de obicei, număr până la 30. Puteți să faceți doar mersul pe fese înainte. Mai complicat, faceți cercuri până la 2-3 minute. Repetați de 3 ori. Mie îmi place și cu mersul înapoi pe fese. Am făcut mai departe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Totodată țineți presul. Când efectuați exercițiile, când mergeți, simțiți cum se ține spatele drept, ținem, presul îl ținem și respirăm. Cei care au tensiune, care nu pot să-și opra cu respirația, puteți să evitați acest exercițiu. Fiindcă acest exercițiu cere concentrație la respirație și lucrăm cu burta. Inspirăm burta înăuntru, inspirăm burta în afară. Expirăm burta înăuntru, inspirăm burta în afară. E de dorit să repetați de 3 ori câte 30 de secunde, 30 de mișcări. V-ați calmat, ați respirat și simțiți cum
și presul, și mușchii laterali, și mușchii spatelui se mențin în tonus. Este un exercițiu foarte, foarte bun, frumos, eficace. Și cel mai simplu exercițiu, ridicăm mâinile în sus și ne mișcăm. Ținem presul și... Puteți să faceți aceste mișcări și afară, și în casă. La fel timp de o minută, apoi faceți repaus și repetați de 3 ori. Doar să țineți presul, să țineți spatele drept, să conștientizați, să respirați și să repetați. Trageți atenție la pres, la spate și repetați de 3 ori. Principal ținem presul, ținem spatele bine și respirăm. Rămâne să aplicăm în practică. Vă mulțumesc că ați fost cu mine, vă doresc sănătate și să ne ținem verticalitatea la orice vârstă. Vă iubesc și vă îmbrățișez. La revedere!